Clujenii sunt la două meciuri de play-off-ul Ligii Campionilor și doar scoțienii de la Celtic le mai stau în cale. Prima confruntare cu ei este miercuri în Gruia de la ora 21, returul săptămâna viitoare în deplasare. După ce au eliminat Astana și Maccabi Tel Aviv, fotbaliștii lui Dan Petrescu sunt optimiști și cred cu tărie că pot trece de Celtic. Unul dintre cei mai experimentați jucători ai campioanei, Ciprian Deac, explică de ce el și cu echipierii se gândesc că pot ajunge în play-off-ul Ligii Campionilor. Mergem la meciul de miercuri cu gândul că nu avem nicio șansă. E clar, ei sunt favoriți, o echipă foarte bună, dar eu cred că nu mai avem nimic de pierdut. Am început din turul 1, am ajuns în turul 3 și sperăm să trecem, să ajungem în play-off. Ar fi foarte frumos pentru că nu e ușor să pleci din turul 1 și ați văzut, am avut echipe destul de bune în turul 1 și în turul 2. Acum vom vedea, totul depinde doar de noi. Eu cred că am arătat că putem trece aproape de oricine. Mijlocașul de 33 de ani al echipei din Gruia și-a făcut calculele înainte de dubla cu Celtic. Dacă vom face un meci foarte bun, eu cred că vom obține un rezultat bun. Noi avem stilul nostru de joc, e important să ne facem jocul nostru și vom vedea ce va ieși. E important ca la meciul de miercuri să nu primim gol și vom vedea în Scoția ce se va întâmpla. Fotbalistul campionii este de părere că publicul va juca un rol extrem de important în meciul de miercuri și cheamă pe fani în număr cât mai mare să-i susțină. Mi-ar place să jucăm cu un stadion plin, să pună presiune pe ei. Așa ar fi frumos, pentru că va fi un meci deosebit și nu în fiecare an joci cu asemenea echipe. Mi-ar place ca publicul nostru, fanii noștri, să vină în număr cât mai mare la stadion.